greu în această primă parte a cantonamentului, având în vedere că sunt foarte mulți jucători noi? Foarte mulți jucători noi și meciuri multe, așa a dorit antrenorul principal pentru omogenizare și cred că se acumulează și pregătirea fizică și meciurile din aproape în fiecare zi. Dar trebuie să tragem tare ca să recuperăm ce am pierdut, cât am fost în greve, în timpul nefolosit. Optimist în perspectiva evitării retrogradării? Din punct de vedere sportiv, sigur. Cea mai mare problemă noastră este problema financiară, că trebuie să avem până la 1 martie programul de reorganizare aprobat. Dacă l-avem pe acesta, eu cred că vom avea un an liniștit. Din punct de vedere sportiv, nu sunt probleme. Cine ar mai trebui să mai vină pentru ca Pandurii să-și îndeplinească obiectivul? Vă gândiți și la jucători de la echipe mai puternice din Liga 1 care ar putea să vină împrumut? Am lăsat aducerea de jucători pe seama antrenorului principal. El a venit deja Erico și cu Elton, n-au jucat astăzi. Mâine spune că în pregătire vor mai veni 3 jucători care îi lipsesc în posturile deficitare. Și tot ce își va dori el, în condițiile grele în care sunt, eu cred că se va realiza. Cine puteți spune cine sunt cei 3 jucători? El îi știe, așa că îl las pe el să vi spună că ne mai întâlnim. Optimist, Flavius, cum îl simțiți? Dacă vreți, a fost una din strategia noastră de a aduce un jucător, un antrenor care vrea să și demonstreze și poate să demonstreze. Iar credem noi că Flavius Stoican este omul potrivit, atât din punct de vedere al lucrului cu jucătorii, care mulți dintre ei sunt încă la început, deși au o vârstă, să spunem așa, în care pot să demonstreze dacă vor să aibă un viitor. Iar Flavius are ceva de demonstrat, fiindcă a avut puțin timp la dispoziție, deși rezultatele i-au fost favorabile. Și atunci, cred că am găsit cea mai bună soluție. Mulțumim!